Și vă invit să descoperiți că nu este neapărat despre ceva spectaculos pentru minte, să fie focuri de artificii și energii divine și totul să fie atât de bine, atât, pentru că acestea pot însemna stări cu care să te identifici și să crezi că asta ești tu într-un fel. Și apoi să faci orice pentru a obține din nou acea stare. Dar, dragilor, orice stare, în esență, este doar un alt nor pe cerul conștiinței. De aceea, nu fugiți după stări. Ceea ce sunteți nu este o stare. Și ceea ce vă spun acum, partea minunată este că nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, ci puteți să o descoperiți voi în experiența voastră. În timp ce vorbesc, puteți privi către interior să descoperiți că este așa. Diferiți nori pot fi. Dar locul din care vezi asta nu are niciun nor, nu are nicio problemă. Aceasta fiind libertatea, natura noastră reală. Avem numai vești bune aici, numai lucruri bune pot fi exprimate aici. Și în felul acesta vă îndrăgostiți din ce în ce mai mult de natura voastră reală. Devine din ce în ce mai dulce să stai tu cu tine. Și descoperi că asta este de fapt iubirea. Nu este într-un mod egoist, ci este într-un mod deschis. Nu este despre dacă vine cineva să te întrebe, ce faci? Care mai e treaba cu tine? Lasă-mă în pace. Stau cu mine acum. Nu vezi că meditez? Nu va fi în felul acesta. Dacă este în felul acesta, priviți mai cu atenție. Pentru că este și despre comuniune în același timp. Aceasta fiind de fapt iubirea. Nu mai are granițe, nu mai are limite. Cu cât descoperi mai clar ce ești cu adevărat, cu atât, toată viața este prinsă în această iubire. Nu mai lipsește nimic și viața este perfectă exact așa cum este. Cum să nu fie, de fapt, când descoperi că întreg universul este în tine? Cuvintele fiind mult prea mici, mult prea mici. Iar această descoperire se petrece în mod natural, fără nicio substanță, n-ajungi să fii dependent de ceva. Descoperi că a fost mereu la îndemâna ta. Tot ce aveai de făcut este să privești, atâta tot, să privești către tine, să lași ceea ce se petrece acolo în afară și să privești către tine, cine sunt eu cu adevărat. Care-i toată treaba cu mine? Inevitabil, viața unei ființe care își pune pentru prima dată această întrebare, cine sunt eu? Inevitabil se va transforma într-un mod extraordinar. Inevitabil. Dau asta în scris, oricui. Să spui, nu te cred, Marius. Dar după ce îmi spui nu te cred, să te întrebi cine sunt eu, pe bune. Și apoi păstrăm semnătura, păstrăm data și vorbim peste o lună, peste două, peste trei, peste un an. Să vezi ce fel se transformă viața ta.
Este inevitabil, pentru că Dumnezeu se întreabă cine este El. Este prea mult să spunem asta? Nici de cum. Pe noul pământ Dumnezeu pășește conștient. Dumnezeu nu a fost, nu este și nici nu va fi vreodată separat de tine. Aceasta fiind adevărata religie, nu cea în care credem pur și simplu ce e scris, ce e spus, fără să verificăm cu adevărat în interiorul nostru. Aceea încet încet se va aduce. Și a atins scopul, umanitatea până la un anumit punct atât a putut să înțeleagă, dar în acest moment capacitatea este imensă. Totul se schimbă. Și o știți. În inima voastră o știți. Bris, hashtag numai vești bune, hashtag nicio întrebare, la mulți ani. La mulți ani, Bris, ți-am spus astăzi. Bun venit în noua era. Și descoperiți, simțiți că ceva s-a schimbat. Simțiți atmosfera din casă. Simțiți atmosfera de afară. Simțiți-vă pe voi. Transformări se produc mari, imense. Dar nu este nevoie să vă uitați în mod special după aceste transformări. Este de ajuns să continuați să priviți către voi, să continuați să priviți către voi. Această privire binecuvântează fiecare aspect al vieții tale. Această privire către sursa noastră este de fapt cel mai înțelept mod prin care putem aborda viața. Pentru că dacă nu știm cine o trăiește de aici, transformăm totul într-un mare haos. Și până acum am putut să vedem cum arată acest haos pe pământ. Și o parte din acest haos poate că pentru o perioadă va continua să fie, să se manifeste. Dar cu cât privim din nou aici, privim din nou aici, privim din nou aici, cu atât totul se așează, totul se curăță, totul se vindecă. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Chiar așa se simte. Un 1 decembrie pe 5 aprilie. 1 ianuarie, îmi cer scuze. Același lucru, în esență.